Vineri, pe terenul de la Valea Ursului, s-a consumat încă una dintre partidele care pot fi considerate derbiuri județene. Unirea Bascov a primit vizita echipei din Câmpul Lung, aflată în căutare disperată de puncte. Fotbaliștii antrenați de Adrian Dulcea au deschis scorul prin Ovidiu Cataramă în urma unei faze de joc colectiv bine interpretat de bascoveni când pulungerii au reușit să egaleze din lovitură de pedeapsă executată de Bogdan Marinescu. Finalul jocului a adus un deznodământ nefericit pentru mușceleni, care nu au jucat rău nici de această dată. Gabriel Tenase a executat o lovitură liberă, mingea a căpătat o traiectorie curioasă și a poposit în poarta câmpulungenilor, fără să mai fie atinsă de nimeni. Mușcelul câmpulung elit începe așadar și returul acestui sezon de Liga A3 a treia, tot cu o înfrângere, iar distanța față de plutonul fruntaș se mărește considerabil. Rezultatele complete ale etapei cu numărul 9 din Liga A3 a treia, seria 4. Fece Pucioasa, FCSB 2, 1 la 1 Unirea Bascov, Mușcelul Câmpulung Elit, 2 la 1. Flacăra Moreni, Sece Popeștile Ordeni, 2 la 3. CS Tunari, Dinamo București, 2 la 2. În această etapă, Real Bradu a stat. În clasament, CS Tunari și Sece Popeștile Ordeni se află pe primele locuri cu câte 19 puncte fiecare, urmate de un grup de 3 echipe. Unirea Bascov, Real Bradu și Fece Pucioasa, toate cu câte 13 puncte. Mușcelul Câmpulung Elit este pe ultima poziție cu doar 4 puncte, iar în etapa următoare primește vizita celor de la Flacăra Moreni. Partida este programată vineri, 4 noiembrie, de la ora 14, pe stadionul municipal din Câmpulung.